Bună seara doamnelor, domnilor, la mulți ani dragi români, la mulți ani România, la mulți ani dragi gorjeni, suntem într-o zi mare astăzi, ziua națională, noi ne urmăm însă cursul firesc, suntem, știți și dumneavoastră, pe ultima sută de metri din campania electorală, avem o campanie galopantă acum pe final, deși a fost extrem de liniștită, cel puțin pentru gusturile noastre ale jurnaliștilor, dar tot rău spre bine, asta pentru că nu au fost evenimente neplăcute, iar gorgenii noștri sunt liniștiți și, sper eu, destul de informați încât să meargă la urne duminică și să voteze în cunoștință de cauză. Doamnelor, domnilor, discutăm astăzi despre Ziua Națională, despre campania electorală, despre programul de guvernare pe care ne-l pregătește PSD, despre candidații acestui partid politic și despre faptul că avem un județ roșu, un județ în care PSD de a învins, vom vedea dacă calculele politice uh, situează din nou gorjul uh, pe aceeași hartă, pe același loc fruntaș în ceea ce privește rezultatul alegerilor parlamentare, la fel cum s-a întâmplat la alegerile locale. Vom avea un vot politic, dar calculele celor care sunt specialiști în așa ceva spun că PSD va câștiga alegerile. Vom vedea dacă același lucru îl spune și invitatul meu din această seară. Este vorba despre domnul profesor Gheorghe Nichifo. Or, îl cunoașteți cu toții, este vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, membru marcant al PSD și, evident, un lucru care trebuie subliniat fiind o emisiune de promovare electorală, un susținător activ al acestui partid politic și al candidaților PSD, intrați în cursa electorală pentru campania și pentru alegerile parlamentare. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule vicepreședinte! Mă bucur că astăzi sunteți aici, alături de noi, în această zi mare și importantă pentru România, importantă pentru Gorj, importantă pentru noi toți. Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne sunteți gazdă, fiind o emisiune de promovare electorală, sigur că uh, acesta este prima idee pe care trebuie să o promovez, anume aceea a gazdelor generoase care sunteți dumneavoastră mulțumesc. presa. Și pentru că, uh, într-adevăr, suntem într-o... Zi specială, iată, urmează după o altă zi specială, care este Sfântul Andrei. Andrei. Pentru cei care se numesc Andrei, dați-mi voie, cu întârziere, puțin să le urăm împreună la mulți ani, la mulți cu ani. sănătate și, și împliniri pe toate, pe toate planurile, pe toate direcțiile. Dar, sigur, cealaltă importantă sărbătoare este Ziua Națională a României și cred că din postura mea de, de, de istoric de dascăl de, de istorie uh, și sigur efemer pe aici pe la uh, Consiliul Județean pot să surprind în cele trei perspective semnificația acestei zile naționale. Uh, sigur înainte de toate și sunt convins că o să îmi dați posibilitatea mă rog. să, să mă exprim uh, ca istoric de ce tocmai 1 decembrie apoi uh, ca dascăl Cam ce sentimente mai are tânăra generație față de simbolurile naționale și de ce nu din perspectiva aceasta de vicepreședinte al Consiliului Județean cam cum se va vedea, cam cum s-a, să spunem noi, preconizat manifestarea de astăzi de aici de la Târgu Jiu care sigur nu mai a avut amplitudinea de și obișnuit și fastul obișnuit. Așadar, eu am venit așa în armat, cumva, și cu vreo trei cărți care mi-aparțin. O să vorbesc la momentul respectiv despre ele, dar aș porni de la o idee foarte simplă pe care cu toții o îmbrățișăm, nu numai românii, ci tot ceea ce înseamnă speță umană. Mă gândesc că la faptul că orice comunitate, indiferent de dimensiunile ei, mai mare sau mai mică, are nevoie de niște stâlpi de siguranță, de niște repere, de niște simboluri cu alte cuvinte și le știm cu toții simbolurile comunităților mai mari, cum este neamul românesc, statul român, pentru că statul român nu este tot una din nefericire cu neamul românesc, cu națiunea română. Simbolurile cele mai cunoscute sunt drapelul, imnul, stema și iată, iată ziua națională. Sunt voci care susțin că stabilitatea unei națiuni ține și de stabilitatea zilei naționale. Eu le-aș răspunde că. Până la urmă și aceste simbol, simboluri au caracter istoric și ele uneori se mai schimbă. Dacă Franța are de la 1789, sigur este altceva. Dar, în general, celelalte națiuni au schimbări în această direcție și la noi prima zi națională este legată de urcarea pe tron a domnitorului ulterior regelui Mihai în 10 mai 1866. Un interval foarte uh, mare de timp din 1866, așadar, până la proclamarea Republicii Populare Române în 1947, ziua națională a fost 10 mai și uh, aproape de fiecare dată, eu știu și câteva Mici situații când nu a putut fi prezent suveranul. Este cazul de pildă al lui Ferdinand la un moment dat, care era foarte bolnav. Suveranul era prezent la aceste manifestări. Ulterior, 23 august, legătura o știm cu toții cu evenimentele din 1944, când România a întors armele împotriva Germaniei, și iată, după evenimentele din decembrie 1989, s-a optat pentru 1 decembrie. Sigur, dacă mi s-ar permite, din punctul meu de vedere, a fost cea mai fericită alegere, dată fiind semnificația acestui moment despre care o să vorbim nițel mai mult imediat. Adică, 1 decembrie este de departe anul probabil. Cel mai, dacă poate fi gradul acesta de comparație, fast pentru neamul românesc. Iată, împărțiți așa pe formațiuni politice distincte, veacuri în șir, românii se regăseau sub aceeași cupolă, o cupolă la care nici nu speram înainte de război, generată și de ceea ce s-a întâmplat în plan internațional, dar și de evoluțiile interne. Însă nu ar trebui să, să plecăm de aici. Pentru cei mai tineri, pentru că am făcut o precizare împreună, pentru cei mai tineri trebuie să se pornească de la un element extrem de simplu. Neamul acesta care și, să spunem, mai sprijină Entitatea pe câteva elemente naturale, repere naturale foarte bine cunoscute, mă gândesc la Dunăre, mă gândesc la Carpați, la Nistru, la Tisa. Neamul acesta românesc a avut întotdeauna opțiunea unității. Sigur că atunci când o să discutăm despre politică, s-ar putea să-mi spuneți de ce. Este, este opțiunea unității într-un subconștient inițial, care pornește de la unitatea de limbă. Vorbim aceeași limbă, chiar dacă sunt graiuri, chiar dialecte diferite. Apoi, majoritar suntem creștini, ba chiar majoritar suntem creștini ortodoxi. Avem cam aceleași tradiții, cam aceleași obiceiuri cu prilejul... Marilor sărbători, poate și dat fiind faptul că suntem creștini, și iată-ne așadar împărțiți din punct de vedere politic, dar nu e niciun impediment din punctul acesta de vedere, pentru că întreaga Europa a fost multă vreme segmentată așa, din punct de vedere politic. Asta era realitatea istorică la, la vremea moment. respectivă, la acel moment. Și, sigur, unii mai devreme, mă gândesc la Franța, la Spania, alții mai târziu, mă gândesc la italienul, la german, la noi, la români, ne-am făcut state naționale. Noi am avut și un, hai să-i spunem, un noroc, așa, cu un personaj care este taxat drept un fel de, de, de soare al românilor, dar de alții drept un aventurier. Este vorba de Mihai Viteazul cu legături foarte apropiate și cu gorjul nostru istoric și pitoresc, care pentru o clipă, așa cum spune cronicarul, a reușit să unească cele trei țări române. Că a făcut-o conștient, că a făcut-o din dorința de putere, nu este cazul să mai analizăm aici. A făcut aici. un pas. A făcut un pas, a reprezentat un exemplu pentru generația următoare, așa încât atunci când s-a deschis acel veac al naționalităților, care este secolul al XIX-lea, era foarte ușor pentru, pentru personalități de genul și de carisma lui Tudor Vladimirescu sau Gheorghe Magheru, ca să mă refer la gorjenii noștri, sau Cristian Tel și alții și alții, să promoveze această idee a necesității înfăptuirii unității naționale. Intru un toate aceste amănunte pentru că ele ne, ne sugerează de ce 1 decembrie este important. Și revenind la, la discuția noastră, veacul al 19 lea este din ce în ce mai pronunțat un veac al opțiunii noastre pentru unitate, dar cuplată și cu ideea de independență, lucru care se rezolvă în 1877-78. -18. Aș vrea însă de la acest microfon, pentru că are legătură și cu campania electorală. sunt foarte importante în diferitele epoci istorice personalitățile. Mișcarea aceasta către o idee nu poate pleca decât de la oameni inteligenți, de la oameni care știu să spună aceste lucruri pe înțelesul celor mulți. Și care simt. Și care simt. Și mai este o chestiune deloc de, de neignorat, care iarăși are legătură cu uh, sensul dezbaterii noastre, în, dacă poate fi numită dezbatere, este vorba totuși de o promovare. Uh, de ce să nu luăm în uh, discuție în asemenea momente uh, și uh, să nu luăm în discuție și calculele mercantile? La 1864, Alexandru Ioan Cuza a făcut o reformă agrară. În felul acesta i-a atras la ideile sale pe cei mulți. Domne, am făcut unirea, dar iată, am făcut-o pentru voi, pentru ca să vă ridicăm bunăstarea materială. La independență, Carol I a promovat legea în în surățeilor. Cine erau însurăței? Cei necăsătoriți care participaseră la, la războiul de independență. Și de ce nu? În 1917, Ferdinand, pe frontul din Moldova promovează acea proclamație prin care promitea pământ și drepturi electorale celor care se aflau pe front cu prioritate, apoi văduvelor, orfanilor și așa mai departe. Iată așadar, îmbinându-se două direcții la care poate lumea nu s-a gândit foarte mult. Odată este vorba de dorința noastră sufletească de a ne afla împreună în acela stat, și apoi este vorba de niște interese materiale. Ne va fi mai bine dacă vom fi împreună. Ce se păstrează, ce nu se păstrează în zilele noastre, este o cu totul altă discuție. Dar o să arăt telespectatorilor noștri o cărticică la care eu țin foarte mult, care se numește. Anul 1919, Acolo rog, exact. anul 1919, naționalismele gorjului, este semnată de mine în 2018 19 nu mai știu exact, nu are importanță lucrul acesta, așa, în 2019, era firesc să fie așa, vorbind despre 1919. Și inversând iarăși puțin lucrurile, este bine de știut că după fiecare moment din acesta greu pentru umanitate, cum este acesta al pandemiei, care atât se suprapune cu alegerile noastre, pentru fiecare dintre aceste momente foarte grele, urmează o perioadă de răsuflare, de relaxare. Ai avea impresia că se întâmplă lucrul acesta. Și mie mi-au dat o idee băieții, actorii, băieții și fetele de la Teatrul Elvira Godeanu în 2018. Domnul profesor, puteți să ne descrie și nou cam ce se întâmpla atunci în 1918 la Târgu Jiu, în decembrie și 1919, în primele zile, cam care era atmosfera? atmosfera. Și am spus, mă, e foarte greu. Eu nu am talentul scriitorului, Zenovie Cârlugea sau Ion Cepoi sau mai știu o care, așa care pot să zugrăvească, dar pot nițel să scormonesc prin arhive, prin presa timpului, apropo de presa timpului, era la fel de numeroasă ca, da? ca și acum, nu atât de numeroasă, dar foarte numeroasă, imediat Asta o e un lucru foarte bun. Da, nu, nu, n-am dat niciodată înapoi, ba din potrivă, suntem pe un tren... Uite, au rămas mărturile, care, au, ne au rămas mărturile acum. care ne folosesc Ei și atunci... Am vrut să văd cam care era atmosfera la, la Târgu Jiu. După un război în care se întorseseră acasă cam un sfert din cei care plecaseră. Imaginați-vă, bărbați în floarea vârstei, soții, copii, părinți și, sigur, dramele fiecarei, fiecarei familii erau la, la ordinea zilei. Deci era un gorj îndoliat. Un, gorj îndoliat, un gorj extrem de sărac, un gorj extrem de sărac, un gorj însă care, așa cel puțin am perceput eu, care intra într-o adevărată primăvară. Peste tot a început să se lucreze. Greu, Aș spune, lipseau învățătorii, de pildă, nu, nu, aveau copii unde să, cu cine să facă ore. Au intrat în luptă preoții, preotesele, soțiile lor și i-au suplinit pe cei care deja își odihneau sufletele pe alte meleaguri. Apoi, nu aveau ce să pună în pământ. N-aveau semințe, nu aveau cu ce să are, le fusese rechiziționate animalele, căruțele și ce Dumnezeu, carele ce mai aveau. Până și banalele mingii din păr de, de, de vacă nu existau, și vieții copiii și le încropeau din, din cârpe. O situație grea, dar o primăvară. S-a început reconstrucția bine, masiv, cu optimism. Deci, am putea, noi zicem așa, și nu o spun eu, o spun și alții, această pandemie universală poate fi asemuită cu un război mondial. Dușmanul nu este în fața ta, dușmanul este pretutinden, dar este tot un război și după orice război vine o criză. Acum, iată, se suprapun alegerile noastre peste această, pandemie. Dar altceva aș vrea eu să vă spun, pentru că sunt convins, telespectatorii noștri au nevoie și de descrețirea frunților, chiar dacă este pandemie. Am mai promovat acest mic poem în ianuar, zice el, 1919, un anume Alexa, bucureștean, bucureștean întotdeauna sunt așa mai știm noi, ne-a lăsat în presa vremii, într-o publicație care se numea Urzica, mai apărea Buciumul, Secera, Ardeiul și încă ziare de partid, încă vreo 5-6 ziare de partid. Aveam public. în condițiile în care nu existau televiziuni, nu exista radio. ne a lăsat în presa vremii următoarea descriere în versuri a orașului Târgu Jiu. Dragul meu, luai cu-n și mă apuc ca să-ți descriu ce impresie îmi face renumitul Târgu Jiu. O cetate primitivă a zvârlită sub Carpați. Câmp întins de bătălie pentru domnii deputați. Ajungem, iată, Era implicit chiar, perioadă, exact. dacă, da, chiar dacă noi nu facem campanie electorală, în aceste clipe vorbesc fățișe. Iată, cred că este binevenit pentru telespectatorul nostru și asemenea aluzii. Și merg mai departe. Fabrică fără rivală, câmpul ăsta de bătălie, de gogoși parlamentare crâjmă unde curg în valuri vinurile cele rare, templu al artei unde scriu patru până la cinci ziare, cuib de nuveliști celebri și poiesc cum e Cârțan, care a scris la viața nouă și la flacăra un an. Boier vechi, ca neacutare, avocat ca vărul mica, dă scălime, e valoare, să nu credeți că e nimica. Domnișoare ca oricare ce coprinse de urât, se plimbau pe diga desea cu nemțoilor de gât apropo, la relațiile, așa, da, da, da. puțin mai, cu, cu ocupanții, până la urmă. Iată în câteva cuvinte, ce din pripățile scriu, ce impresie îmi face orașul vostru, Târgu, târgu ziua. Ziua. Nu suntem am, foarte departe, nici acum, am, am și se potrivește, și se, se potrivește. Și se potrivește, am, am vrut așa ca să, ca să intrăm, dacă vreți, și cu o pată de... De culoare într-o dezbatere care până la urmă a fost întotdeauna la fel Și nu, nu, nu trebuie să să venim și să ne autoacuzăm Mă întreba cineva de unde, de unde această dezbinare De unde spunea el ură unii împotriva altora Măi, din Asta totdeauna A fost, din, de când au. A, a, a fost din, din totdeauna în resort Dar poate avem nițel mai mult de pe la fanarioți din vremea aceea când fanarioții ca să-și recupereze banii pe care îi investiseră în a-și prelua tronul, nu e nicio aluzie așa pe, pentru a-și prelua tronul făceau în așa fel încât creșteau contribuțiile fiscale la niște proporții nemai întâlnite și sigur Contribuabilul este și el de natur diferite Unul acceptă, altul nu acceptă Unul fuge în codri, acum în altă parte, peste hotare Întotdeauna s-au întâmplat lucrurile acestea Istoria este repetitivă, repetitivă. Țările care, care au avut însă traiectorii Oarecum rectilinii nu pot fi traiectorii rectilinii niciodată, dar care au avut așa ceva, sigur că le-a fost mai ușor. Și de ce nu, hai să o spunem și pe, pe cea dreaptă, cele care au reușit să-și să extindă granițele și asupra altora nu creadă cineva că vin ceilalți de dincolo, numai de dragul nostru, ca să avem bunăstare, ci, în primul rând, de dragul lor. Iar istoria noastră, pentru că de asta este 1 decembrie, o zi importantă, istoria noastră a avut parte de asemenea momente. Dar nu trebuie să uite nimeni că au fost întotdeauna cuplate, conjugate și cu momente de demnitate. Eu dădeam niște exemple îi luăm pe vecinii noștri întotdeauna ca pe niște exemple. Nu zice nimeni să nu facem lucrul acesta, trebuie să ne uităm la modele. Dar aș vrea să vă spun că unii dintre vecinii noștri, și știți foarte bine la cine mă refer, n-au avut statalitate, veacuri de rândul. E cazul Ungariei, e cazul Poloniei. Sigur, vor spune Cârcotașii. Ei, și noi dacă am avut statalitate, la ce ne-a folosit. La, la ne folosit unde am ajuns. Ei, asemenea momente, spuneam de demnitate națională au fost până la urmă în istoria noastră suficient de numeroase ca să ne mândrim și ca să-i scoatem în, în față în momentele. De opțiuni cruciale, cum a fost ăsta pentru, pentru Marea Unire. Spun aceste lucruri, dacă vreți, și ca un gen de recomandare pentru cei care ne reprezintă în instituțiile înalte. Este bine să, să ținem cont de aceste lucruri. Mă gândeam eu când spuneam despre această verticalitate. Ale unora în clipa de față și la ceea ce am spus eu aici. Naționalismele am zis între ghilimele. Păi dacă ar auzi cineva ce ziceau bulgarii despre noi sau ungurii despre noi sau rușii, dar ce ziceam și noi despre ei, așa, s-ar lua cu mâinile de păr. Prin urmare, limbajul este, este întotdeauna o armă pentru unii. Pentru alții, echilibrul, modestia reprezintă niște modalități de exprimare. Atunci când iei în calcul pe, cei, pe cel mai guraliv, pe cel mai ofensiv, acceptă-l pentru că așa este el. Dar uite-te și la ceilalți. Ei, așa ceva trebuie să ofere, asta trebuie să fie oferta clasei noastre politice, și eu mă gândeam așa că lista noastră, pentru că trebuie să mă refer să și, și sunt convins că mă, mă întrebați, lista are așa ceva. Iată discuția noastră despre 1 decembrie, poate mai amplă decât trebuia, dar este este Necesare. o zi mare și este necesar și pentru este că asta. școlile sunt închise, domnule profesor, e orele un de online istorie, acum. Da, Orele de istorie au lipsit de la copii. chiar dacă au fost online, nu, nu simți lucrurile cum le simți când ți le vorbește profesorul așa direct. Ce să zic este păcat că parcă ne întoarcem în timp și în loc să mergem înainte, parcă mergem înapoi. Este adevărat, este pandemie, este campanie electorală, dar aș și preferat ca școlile dacă dacă tot se deschidă duminică pentru alegeri, să fi fost e, deschise. E, o durere exact. a celui care e Unde sunt copiii de la manifestări? Unde Observați sunt, Observați că ne uităm, ne uităm, suntem doar doi și ne uităm unul în ochii celuilalt. Dar când ai clasa de, de 30, exact. acolo este măreția unei ore și acolo este arta și măestria dascălului care trebuie, nu mai vorbim de, de cei foarte mici care au nevoie Exact. De, adică să, să simtă lucrurile, să, nu doar să, să simtă le Să lucrurile acestea. Este, este o idee. Ele sunt mai multe, eu le am din programul partidului nostru, dar după părerea mea, cred că este mult mai bine să discutăm așa decât să ne aruncăm în cifre seci. Exact. Nu, 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 nu nu doream să mi spuneți cifre. Există o o opțiune a partidului nostru, dar mi-ați aruncat cumva mingea la, la fileu când ați vorbit așa oarecum cu nostalgie despre școala clasică. Exact, așa. pentru că simțim și noi nevoia și ca părinți. Și, și despre istorie ați vorbit da. tot, tot așa, cu nostalgie? Da, 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 pentru că am avut. E un, un al meu. Profesor de istorie care într-adevăr m-au simțit, m-au făcut să simt și ora aceea când ni se preda despre 1 decembrie, o simțeai cu adevărat. Erau manifestările care se făceau și parcă simțeai și mai bine ora de istorie în momentul în care participai la una, acum copiii săraci stau în case pentru că e pandemie. Uh, și este dureros că unii dintre ei știți cum, acum în această situație, nu au acces nici măcar la aceste ore online, pentru că uh, guvernanții au fost atât de buni încât au lăsat comunitățile fără internet sau au lăsat comunitățile fără aceste tablete O parte au venit, domnule profesor, acum în campanie electorală Pe ultima sută de metri ne anunța inspectoratul pe, școlar Pe undeva e normal, zicem între ghilimele Exact, e o normalitate cu <laughs> care ne-am obișnuit așa cu ghilimelele de rigoare Dar este dureros, este dureros pentru că ne, ne dorim cu toții o stabilitate Ne dorim cu toții să fie mai bine și în Gorj și în România și nu prea vedem lucrul acesta, deci nu prea îl simțim Adică ne-am obișnuit și cu rău, este adevărat, dar ne place și cu binele Și cred că sunt alternative și sunt există optimism în piață PSD vine cu un program de guvernare care ne aduce această fărâmă de stabilitate pe care ne dorim În timp ce fanarioții, cum le spuneați dumneavoastră, ca să nu zic altfel, să nu-i pomenim ne promit că ne vor ține taxele și impozitele la aceeași cotă, adică ca acum, dar în piață se vorbește despre TVA ridicat și despre alte lucruri care cu ne simt, va împovăra. Cu siguranță zi, se tot. vor întâmpla. Lucruri care ori să ne placă și care ori să nu o să ne placă. Însă, într-un stat democratic, sigur, fiecare trebuie să-și exprime punctele de vedere și eu mă și gândeam, ca să fac o invitație electoratului roșu, ca să spun așa, electoratului pro-PSD, le-aș spune că noi suntem deschiși nu numai aici, ci la nivelul întregii țări, dar la gorje, eu cunosc situația exactă, la un dialog între eșaloanele din față și celelalte din spate. De pildă, eu nu să renunț la ideea pe care o să o susțin până în pânzele albe că istoria românilor este tratată în aceste condiții ale integrării europene ca o cenușăreasă. Adică mie nu mi se pare corect ca francezul să-și facă istoria țării sale la modul extins, iar noi, acea oră pe care o avem pe săptămână, să se piardă într-o oră de istorie a umanității sau a Europei. Deci, iată, este o idee pe care eu o voi susține și o voi Spune de câte ori o să pot și dacă am avem... putea implementa, domnule profesor, dacă avem, da, avem parlamentari avem... reprezentativ, exact. ei trebuie să o promoveze. Îl avem pe domnul Tașcău în listă și eu zic că locul este uh, jumătate eligibil, adică există șanse Sigur mari că da. ca PSD să ia și locul 3 de deputați și atunci. Al avea pe domnul Tașcău acolo în Parlamentul României ar face posibilă ca o inițiativă a dumneavoastră să se transforme într-un cu, proiect? Cu, cu, cu siguranță pentru că lucrurile sunt de natură și mai, mai aparte Eu cu Doru Tașcău am fost colegi de cămin în Grozăvești El studia la matematică, eu studia la istorie adevărat nițel mai mare, ne cunoaștem de atunci după aceea, o știți foarte bine, ca jurnalistă cu ștate vechi în, în Presa Gorjului, că a existat o, o concurență la maniera constructivă între, între cele două colegii pe care noi le-am. Eu am condus-o și încă sunt acum, până în ianuarie, tot director, sunt cu concurs, Sigur. să zicem, așa și el. Întotdeauna, întotdeauna am văzut din, din această concurență ceea ce era odinioară ceea ce erau odinioară liceul de băieți și liceul de fete, pentru că Ecaterina exact. a fost de liceul de fete. Deci, iată, prezența domnului director Tașcău pe o poziție care poate deveni câștigătoare, nu are cum să nu fie câștigătoare și de, nu are cum să nu fie câștigătoare și pentru electoratul gorjean. Apoi ceilalți, să le spunem încă o dată celor care ne, ne privesc, s-a dorit aici la Gorj, ca de altfel în toată țara, o înnoire a partidului. Cât de mult s-a reușit, nu știm, dar cel puțin la Gorj un singur om, un singur candidat a mai trecut prin furcile caudine ale, ale Parlamentului, scrutin, al unui exact. Este vorba de Mihai Weber, ceilalți, iată și Rujan, vorbesc de locurile eligibile, exact. vorbesc și de Claudiu Manta, sunt pentru prima dată și, și tașcă, oameni tineri, oameni de calitate, oameni care au o notorietate indiscutabilă în colectivitățile pe care le reprezintă. Și pe Cristi Rujan îl cunosc, dacă vreți, și personal, pentru că a făcut istoria și cu mine. Claudiu Manta, la fel, a făcut și istoria cu, și cu mine. Nu la colegiul Tudor Vladimirescu, ci în particular. Trebuie să recunoaștem și lucrurile acesta, că am mai făcut și în felul acesta. Se și pregătea, că, probabil, și, pentru facultate. pentru facultate. Și știu că pe niște tipi foarte hotărâți, foarte determinați, care știu ceea ce vor să facă. Așa cum ești în copilărie, ești în, în, în continuare. Iar fiecare dintre ei, până la urmă, am vorbit puțin despre, am luat tot așa puțin invers despre directorul Tașcău, tot așa de bine putem să vorbim despre Rujan, despre Cristian Rujan, care a condus sau cunoaște administrația centrală și locală. Un alt funcționar public. Este, o spunem cinstit pentru, pentru electoratul nostru. Când se dorește a se intra în relație cu un minister. Nu este bine să mergi la cineva care știe ce înseamnă Ministerul Învățământului, unde a lucrat el, știe ce înseamnă Ministerul Finanțelor, unde a lucrat, Ministerul uh, Turismului și, și Sportului. Și apoi, de ce nu, ca prefect, în timpul pandemiei, până la urmă, pandemia a deputat în februarie anul acesta uh, aici, la, la Gorj a avut o reacție, Dânsul era la cârma prefecturii, prefecturii și a avut și a o reacție foarte, 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 bine. Foarte, foarte bine. Lucruri similare putem să vorbim și despre Claudiu Manta. Aș face o, 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 o precizare și dacă îmi permiteți o mică paranteză pentru președintele organizației, pentru Mihai Weber, pentru că am, am văzut așa niște atitudini puțin ironice la adresa a ceea ce se afirmă pe drept cuvânt că este urmașa lui Din Căschileru. O spune un om care a scos trei ediții succesive dintr-o carte care se numește Din Căschileru, o legendă via gorjului. Spune că am meditat nopți în șir până ai da un titlu acestei cărți. Sunt trei ediții succesive. Din 2010 până acum, iată, în 10 ani au apărut. Uh, un aport substanțial în realizarea iconografiei. O carte este frumoasă, iată una, uh, cele de aici n-au niciun fel de fotografii la sfârșit. O carte este importantă și prin iconografia care are un aport important, un aport deosebit l-a avut uh, Mihai Weber, care atunci am aflat eu fiind totuși venit din alt județ, nu știu toate subtilitățile astea de de pe aici am aflat că este urmaș pe linie maternă al lui Dincă Schileru. Și sigur, un cercetător când scrie ceva, nu, nu face, cum spun unii din istorie, o poveste. E foarte frumos să o faci o poveste, până la urmă asta facem noi Correct, acum. Corect, da. Așa, dar trebuie să faci știință, trebuie să te bazezi pe surse. Și sigur, am verificat lucrul acesta și iată, Mihai Weber se situează în continuarea unei autentice generații de politicieni, care începe cu Nenea Dincă, schilerul cel intrat în folclorul gor și, și în istorie. Numai puțin de 19 ani a dominat uh, colegiul 4 mai întâi, după aceea colegiul 3, pentru că s-au unificat ele, 3 și 4, al sătenilor. Ba la un moment dat uh, era numit uh, Țăranul Roșu din Partidul Național Liberal, pentru că reprezenta partea de socială. extremă stângă, partea socială. A și încercat împreună cu Constantin Dobrescu Argeș, un, o proeminentă personalitate a Argeșului și cu un dâmbovițean mucenic dinescu să facă un partid național țărănesc. Nu le-a ieșit, dar pe aici, pe la Bâlteni, pe la, prin Argeș, pe la Corbeni, au fost tot felul de întruniri care începuse să, să irite autoritățile Conservatoare de la vremea respectivă, reprezentate, e foarte, foarte puțină lume, știe dacă o să ia cărțile respective despre Schileru a scris Mihai Eminescu. Deci, iată, Mihai Eminescu, din postura de gazetar al, al conservatorilor, a scris nu la un mod foarte elogios despre Schileru, în care au dat și socialiștii. Deci, iată, e un pamflet teribil. Al lui Iosif Nădejde împotriva lui Dictă Schileru. Deci, iată, el face parte din prima generație, ca să nu o lungesc foarte mult. Fiul său, Aristide Schileru, face parte din generația a doua de politicieni din acest neam, a fost senator de gorj după înfăptuirea României Mari, numai că Dumnezeu i-a luat viața prea devreme, la 40 și ceva de, de ani, și am pierdut în felul acesta un mare om politic și vine și a treia generație, oricât ar părea de paradoxal este vorba de nepotul lui din Schileru, care a făcut și el politică liberală, dar politică liberală georgistă, adică aripa lui Gheorghe Brătianu, care era pentru colaborare cu regele Carol al II-lea candidând din partea județului Gorj în 1937 la celebrele alegeri, care știți că au însemnat și eșecul democrației la români, n-a ieșit deputat atunci, iată al patrulea este Mihai Weber, nu? asta este realitatea numele istorică. Vă, este, vă, este important că da, pare un nume străin, este dar numele, uită că este... este... numele tatălui său care vine din Sighișoara, dar pe linie maternă face parte din... Am ținut să fac această precizare da, la da, emisiunea dumneavoastră, da, la postul noastră, care lucru. este de mare audiență și este bine să, să le spună un om care este... Avizat cât de cât să cu nu super avizat. Important este că PSD vine cu o echipă de oameni foarte bine pregătiți și vă spun că am rămas uimită de acest lucru pentru că. O spun chiar și ceilalți din alte partide politice. De data asta, candidații pentru alegerile parlamentare, că au fost de la PSD, PNL, USR, sunt, sunt uh, oameni de calibru și zic că uh, merită gorjul uh, astfel de oameni și niște oameni bine pregătiți să ajungă în Parlamentul României, să se bată pentru noi acolo, să facă legi bune și legi care să fie aplicabile și să ne ajute să mergem mai departe așa cum ne dorim cu toții, să trecem de nebunia asta. Că care se numește pandemie, amestecată cu politică și cu campanie electorală, și să vedem ce ne așteaptă pentru următorii patru ani, pentru că sunt hotărători. Știți la ce mă gândeam acum? Până la urmă, noi și prin aceste emisiuni, și prin întreaga noastră atitudine, ar trebui să determinăm o, o opțiune de unitate politică la gorjeni. De, de pildă, îmi venea în minte când, pentru că trebuie să te gândești la asemenea lucruri. Ajunseseră la un moment dat gorjenii să aibă aeroport, să aibă curse, au fost săptămânale, se intenționau zilnice, București, Târgu Jiu. Un avion dăruit de prințul Valentin Bibescu, mare campion as al aviației, dăruit gorjenilor care l-a leseseră senator. Atunci a fost, întotdeauna au fost în Parlament, oameni politici cu opțiuni diferite. Dar când era vorba de interesul județului, își dădeau mâna. Aici ar trebui să lucreze, să lucreze oamenii politici de, de, de la noi. Sigur, sunt fire și aceste ciondănel până la urmă și mai în departe. Campanie în campanie electorală, profesor. Dar, dar după, rest... aceea, după aceea ar trebui să ne dăm mâna și atunci este importantă și eleganța politică. Și cred că toți cei pe care îi vedem aici pe această listă și eu am tot respectul și pentru celelalte liste. Așa vă cred spun că nimic, se vor regăsi resurse ca să ne înțelegem între noi. Cum fi mai mulți, că vom fi mai, mai, mai puțini care este problema dacă se va înțelege socialdemocratul Nu că trebuie să fie ciuma de aici, roșie Nu trebuie de aici roșie. să fie ciuma da. și să fie oameni Sigur. care sunt legați de comunitate, sunt legați de valorile astea ale gorjului și uh, chiar pot să facă ceva pentru noi să preia din ce a, ce a spus dumneavoastră, mi-a plăcut foarte mult asta cu ora de istorie uh, care să se transforme într-un proiect de lege și de ce nu într-o completare uh, acolo de lege în așa fel încât să vedem Uh, ore de istorie mai multe la școală și o altă atenție putem, să, putem să ne dăm mâna și, și în alte și în alte, domenii, și, în, și în alte direcții eu sunt de ani bune am și uitat din, din ce an sunt Președintele societății de științe istorice de aici. Am fost la nivel național vicepreședinte acum este uh, soția mea vicepreședinte. Deci uh, în familie le discutăm lucrurile acestea. Am promovat ideea de extindere a numărului de ore de m-am săturat eu de, de nu mai ținem minte. Ei hey, Dumnezeule, dar dacă ar veni pe cale legislativă, ar fi ar, altceva. ar fi cu totul altceva și sigur susținerea ar veni și de la asociațiile și, profesionale. Exact, care... și nu uitați, domnule profesor, că am avut secție de istorie aici la UCB. Absolut, Și absolut. au ieșit niște absolvenți de ai facultății Simba. de istorie a UCB care o parte dintre ei, să știți că nu au loc de muncă, nu, da. pentru că n-ai unde, asta este decât să fii Dascăl și cam atât. Uh, și o parte, vă spun că este cazul sore mele care a terminat istorie. Este plecat în străinătate și lucrează într-o școală, din păcate nu ca profesor. De asta vă spun că ar trebui să existe alternative pentru, pentru toată lumea, și pentru cei care simt românește și simt gorjenește, deși eu nu sunt de aici, din gorj. M-am adaptat nicio, da. și mă însuflețește ceea ce se întâmplă aici. Și să știți că nu privesc cu jin spre ardeal, deși tata era foarte supărat că, uite, toți oltenii fug în Ardeal, numai tu fugi în Oltenia, cam asta mi se spunea. Dar, uite că așa este, trebuie să fie undeva o balanță care să echilibreze, știți, și oltenii care fug în Ardeal și sunt șefi, și ardelenii care vin în Oltenia și încearcă să fie șefi. Da, șef. am, și a, am și avut, stăteam și mă gândeam acum când făceați această precizare. Noi am vorbit despre generația asta, Marii Uniri, când am scris intelectualitatea Gorjului și Marea unire Am găsit aici la sfârșitul veacului al XIX-lea mai degrabă străini. Este și un Alexandru Ștefulenscu care este un autohton de uh, primă mărime, dar este un Vitol Rola Piecarski care e polonez, este un Alexandru Diaconovici care este uh, bănățean, este Ștefan Bobancu care este brașovean, este Iuliu Moisil care este năsăudean... Au venit aici, au găsit însă un teren fertil unde s-au putut este. exprima, pentru că acești oameni au o calitate o, o, o calitate teribilă de a se înțelege mai bine cu cei care vin din altă parte decât cu ai lor. Asta e bine, să știți, să știți că am simțit acest lucru da, da. și eu zic că e un lucru da. foarte bun. Am învățat, Gorju, urmarea profesiei și mi-a mi plăcut foarte mult, nu cunoșteam decât drumul de, de la facultate de barcader unde era căminul studenței și unde am stat. În schimb, urmarea profesiei am început să învăț toate localitățile din jur și, pentru că eram ultima venită în echipa de atunci de la Antena 1, să știți că mi-au dat ce era mai puțin savuros, mai adică cultura, știți. Aha. Și mergeam cu oamenii de cultură la toate manifestările de care mi este dor, pentru că acum nu se mai organizează cu acest online, n-ai cum să simți Sărbătoarea vinului Culcica, de exemplu, sau altele care îmi trec acum prin minte, dar am învățat foarte logodna, multe. logodna, da, logodna, logodna, e logodna, super. exact. Așa. Domnul la domnul Fometescu acasă da. și am cunoscut niște oameni deosebiți și un alt fel de gorj decât îl văzusem eu plimbându-mă pe străzile din Timiș. sigur, aspirațiile lor sunt, sunt foarte mari, cum sunt ale tuturor românilor. Ne dorim foarte multe lucruri să, să facem. Din nefericire, unii dintre noi le facem cu... Să-mi spuneți dacă... Da, da, mai este, mai este timp. Asta mă uitați. Așa, da. Din nefericire, nu sunt resurse materiale. Uneori este chiar o conservatoriză, reticență pentru a-i susține pe cei care dar scriu, făceau, care promovează. Dar se făceau, domnule profesor, se făceau cu un da. autobuz da. din ăla mărât. Da, da. Prin 2000 băteam gorjul și erau veselie și oamenii erau mai puțin răi decât acum și mai vese și uh, poeți și, nu știu, gorjeni adevărați. Deci eu am cunoscut, tata a rămas uimit uh, că îmi place și uh, totdeauna ca să am un uh, argument îi spuneam uh, mai avem 5 minute, ne spun colegii. Îi spuneam așa foarte plină de mine, uită-te aici când am venit noi la Târgu Jiu, blocurile alea de lângă gară erau doar niște schelete, așa, uită-te acum că s-au construit. Deci oltenii sunt dați naiba una și uita, alta, se mișcă repede. Da, una peste alta, orașul nostru nu arată rău. Nu, 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 a, nu Asta -e trebuie plăcut, să spunem să știți că a fost o dragoste la prima da, vedere. când spun, când aud uh, categorisiri de genul acesta la pământ, nu e nimic nu, bun, exista, nu trebuie nu, să fim nu. niciodată Și se poate face bun. este adevărat mult mai mult pentru pentru Târgu Jiu, dar timpul, sper eu să le Și fiecare să toată. facă ce știe. Și cât un pic, și cât ce un știe, pic, și câte nu un... foarte mult și prost, și cât un pic și bun. Sigur, sunt foarte mulți care o apucă pe direcții uh, pe care nu le vor stăpâni niciodată. Aici este problema, sunt superficiali, diletanți în ceea ce fac, se diluează profesionalismul la unii dintre noi. Aici este marea problema noastră. A fost exodul acesta în străinătate. Ne-au plecat, într-adevăr, cei Valori, mai buni să oameni. Să știți că au plecat și, și atunci fiecare buni... dintre partide trebuie să să găsească soluții și o unitate și uitați aici. așa cum o faceți dumneavoastră de la Consiliul Județean pentru că am trecut deja campania alegerilor locale și am văzut că n-a existat nici măcar un reproș de la niciun primar de altă culoare politică decât PSD care să vină aici la TV Sud la Radio Sud și să spună uh, cei de la Consiliul Județean domnul Cosmin Popescu nu ne-a dat pentru că noi suntem PNL sau noi suntem PMP sau așa mai departe nu, au existat da, da, pro a existat că... deschidere și și a existat Asta e și explicația o succesului firească. nostru, care este. Trebuie să. Și dacă abită se dă un toți. semnal de acolo, de la Consiliul Județean, ar fi corect să ajungă și la echipa de parlamentari, cei șapte pe care îi trimitem în Parlamentul României de duminică, și să există o unitate care să funcționeze acolo în Parlament, chiar dacă ei se vor certa politic vorbind, pentru că eu știu că toți sunt prieteni între ei, dar să, să, funcționeze și să ne simțim și noi bine și să simțim efectele muncilor de acolo, de la Parlament. Cred că asta este rețeta cea mai bună pentru că. Eu cred că noi, îmbinând, să zicem, tematica discuției noastre, n-am făcut decât o pledoarie pentru unitate într-o zi specială a neamului nostru, care până la urmă își găsește sensurile tot în ideea de unitate, de unire. Cred că este uh, foarte bine ceea ce. Un uh, echilibru, această cred că este necesar. N-a fost neapărat o promovare, cât o dezbatere de. Și exact, e foarte bine. exact, dar uh, știți cum? Important este ca cei de acasă, ca, care ne urmăresc de acasă de la televizor, pe internet, pe toate rețelele de comunicare, pentru că în această campanie electorală atipică presa poate și-a și ocupat din nou locul firesc de a fi un bun liant între politicieni și consumatorul de informație, adică cetățeanul, oamenii să fie doar în cunoștință de cauză, asta îmi doresc, să știe ce oferă PSD, să știe ce oferă celelalte partide politice, să știe echipele, să știe oamenii, să știe că de duminică încolo le pot băta la ușă și le propune ceva sau cere ceva ce se poate. Și să știe că de fapt parlamentarul de Gorj trebuie să fie un alt fel de, de parlamentar, cu o altă stofă, mult mai deschis, mult mai comunicativ, mult mai deschis, chiar să colaboreze cu celelalte partide exact, politice, exact. pentru că ăsta este trendul, spre asta mergem toți, spre ceva care să ne ajute pe noi gorjeni, că de a ne ducem la urne. Chiar vorbeam cu un domn candidat și îmi spunea așa, am văzut toate proiectele... Parlamentare, am văzut toate aceste videoclipuri electorale pe care și le-au făcut candidații, îi vedem, îi cunoaștem Dar stau puțin și mă gândesc că dacă te uiți foarte bine în ceea ce ne arată, nu te atrag în a veni la urne și a-ți oferi ceva ca alegător Adică te întrebi duminică, stai acasă și te întrebi pentru ce să plec de acasă? Pentru a-ți face un. a exercita un drept firesc, constituțional, un drept civic de a te duce și a vota, dar și pentru a-ți fi mai bine ție și copiilor și familiei tale. Eu cred că astea sunt, sunt motivele da, cred, care te-ar face să pleci de acasă. Cred -aș completa, sunt foarte mulți nehotărâți și se V-aș completa un, aici, to tocmai în ideea aceasta de, de a susține ceea ce spuneți. În următoarea idee, n-ar trebui să ne aducă pandemia în postura de a nu merge la vot. Până la urmă mergem să facem cumpărături, până la urmă mergem exact. pe, pe stradă, știm cum să ne ferim, dacă și acolo ne luăm măsurile de cuvință, nu e nicio problemă. Și Apoi este ce spuneți. Patru ani de zile vom depinde de această clasă politică pe care noi o vom promova. Dacă eu nu m-am dus la vot și a ieșit Altcineva care al, nu Al cineva care nu trebuia în opinia mea, cel puțin așa m-am dus la vot și poate n-a ieșit cine vroiam eu, dar cel puțin am conștiința că eu mi am făcut mi-am făcut datoria. Mi -am făcut datoria. Este, este un apel acum spre final către exact. către alegători, către Gorgeni, să, să vină la urne duminica viitoare pentru că iată este vorba de viitorul și al lor și al nostru, al tuturor până la urmă. Vă mulțumesc domnule profesor pentru prezența aici în studio într-o zi atât de importantă pentru noi toți. Le mulțumesc celor care ne-au privit de acasă și le, le transmit doar un simplu mesaj. Nu faceți politică la televizor, ci faceți politică mergând la urne și... Încercați să decideți prin vot ceea ce vă doriți dumneavoastră, ce este mai bine pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Și atunci stăm liniștiți că, într-adevăr, nu mai apărem în buletinele de știri în ziua de duminică, cum că suntem un gorj uh, codaș la prezența la vot. Hai să fim primii. Mulțumesc încă o dată, zi liniștită, la mulți ani românii, vă mai spun încă o dată, la mulți ani gorjeni, la mulți ani oameni minunați. La revedere!